Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Un videoclip oarecum special, de fapt chiar este special, și după cum vedeți și din titlu, astăzi se împlinesc 8 ani de zile de când postez pe YouTube. Și dacă nu greșesc, fix pe la ora 8 postasem primul episod. Înainte arăta pe YouTube Studio, acum nu știu dacă mai arată, nici nu am chef să caut. Deci, 8 ani de zile de când eu postez, fac clipuri, live-uri, vloguri, de vreo 2-3 ani mă recunoaște și lumea pe stradă, mi se urcă foaima la cap 5 minute și apoi îmi trece. Așadar, vă aștept și diseară, nu știu la ce oră se pune clipul ăsta, dar o să aveți și un live special în cinstea celor 8 ani de când postez pe YouTube. Trebuia să fi început un live la ora 8, dar la ora 8 nu stă acasă. Bun, așadar, hai să facem turul setup-ului comparativ cu ce am avut anul trecut prin martie, când făcusem doar 30.000 de abonați. Și să trecem la turul setup-ului. Monitorul pe care l-am avut și în clipul anterior cu turul setup-ului, un LG-ul de o rezoluție ultra-wide. Nu s-a schimbat nimic la capitolul său, în continuare funcționează după vreo 5-6 ani de când am luat eu, că a fost o altă reducere de Black Friday. Și în continuare am ieșit pe plus, nici acum n-a scăzut sub prețul pe care l-am plătit în 2018 pe el. Am mai adăugat între timp un monitor, un AOC de 240 de Hz cu 0,5 meseuri timpul de răspundere, adică sculă de basculă monitorul ăsta. Webcam-ul care a rămas același, trepiedul care a rămas același, eu acum filmez cu blitzul de la telefon că se vede nașpa pe lumina de la bec. Microfonul a rămas același, nu s-a schimbat, s-ar putea să fie nevoie să schimb cablul ăsta pentru că se cam deconectează uneori. Mouse-ul și tastatura în continuare, mouse-ul Red Dragon și tastatura Miria cu cârpa asta, carpeta asta, bucheta asta de la Miria. Biroul este cu totul altul pentru că între timp, pentru cine nu știe, m-am mutat de la mine de la țară și nu mai am biroul ăla care era, nu știu, să zicem, din capăt de acolo până undeva pe aici era. Nu era foarte mare biroul ăla, dar măcar ăsta e colosal, adică am spațiu și de picioare, ignorați coșul de rufe de acolo, ignorați șervețelele astea umede de roz. Deci da, măcar pe biroul ăsta am loc să pun, mai bag un monitor acolo, în partea asta eu și masa, am și sertare aici, nu aveți dreptul să vedeți ce ascund în ele. Bun. Deci măcar acolo la spațiu o duc mult mai bine. Singurele minusuri față de anul trecut ar fi că nu mai am chitara, amplificatorul, că le-am prezentat în clipul de anul trecut, alea au rămas la țară, nici green screen nu-l mai am pentru că n-aveam unde să-l agăț pe aici. Comparativ cu anul trecut, cu clipul de anul trecut, deși nu mai avem green screen, măcar am aer condiționat, bă, e cam cald aici. Hai, fă-te răcoare. Așa. Bun, sper că nu se aude prea tare pe filmare AC-ul. Ce mai lipsește? Scaunul scârțitor. Nu mai am scaunul la care scârție andraci. Acum am așa un scaun de birou provizoriu. Tot vreau să-mi iau numai ca lumea așa de sta la calculator. Ok, deci cred că am vorbit de periferice. Cuțitul meu de vânătoare. Halba a rămas continuare aceeași, nu s-a spart. Căștile astea trebuie să le schimb că s-a cambelit buretele astea, pielea asta de la ele. Ce mai am pe aici? Cheile de la mașină, forfecuță de unghi, baterie externă, astea nu sunt de importante. Ce să mai adaug? Hai să vorbim acum despre unitate. Ignorați adunătura aia de mațe de acolo, ca scuză, da, multe cabluri par a fi doar de la prelungitor, că e prelungitorul foarte lung. Bine, mai în partea sunt multe cabluri, dar nu contează. Aici este unitatea care s-a schimbat în afară de carcasă, tot ce este în ea s-a schimbat de anul trecut și până acum. Adică, avem o placă video mai ok de 8 giga, un Sapphire RX 580 de 8 giga pe 256 de biți, adică o placă pe care pot să mă joc orice, să n-am pretenții de rezoluții 4K sau așa, dar momentan placa asta este chiar ok, un an, doi, încă mă mai ține, pe care am luat-o la reducere. Procesorul nu mai e AMD-ul ăla FX 6300 fabricat prin 2013 sau când s-a fabricat, este un Ryzen 5 5600G. Dacă îmi scapă ceva detalii legate de componente, aveți în descriere toată lista cu componente periferice și neperiferice interne ale PC-ului.
Coolerul a rămas în continuare la stoc, dar mă gândesc să-l schimb. Bă, dar asta că am pus praf un pic pe unitatea asta la cât am ținut-o aici jos. Vine praful dreacu de pe geam de aici. E mare mizerie în București aici. Așa, ce-ar mai fi de adăugat? 16 GB de RAM, 2 SSD-uri, 1 de 1 tera, 1 de jumătate de tera, deci în total stocare 1 tera jumate. Și cât se transferă fișierele din ce am filmat pe calculator, hai să povestim un pic aici ce s-a schimbat în viața mea și cum am evoluat eu ca persoană. Cel mai mare progres pe care îl pot spune este faptul că de la o vârstă mică ajungeam să strâng și eu niște bănuți, mai mult decât alocația mea, să am și eu acolo niște mărunți și să fac și o chestie cu el. Am cunoscut oameni mișto, de la a fi, din a fi cel care se uită la alții, au ajuns alții să se uite la mine. Cea mai mare colaborare pe care am făcut-o, cred că a fost cu Dani Penet, să-i fie țărna ușoară, am făcut un podcast cu el odată. Am mai colaborat și cu Canalul Ascuns, cu Ghioc, cu mai mulți. Nu-i pot enumera pe toți, îmi pare rău, dar cu toții aveți un loc special pe comunitatea asta cu colaborările. O să mă urmeze colaborări. Am avut și mii sponsorizări de la comunități de CSGO, cărora le-am făcut live-uri pe mai multe săptămâni, așa, în weekenduri, de ajungeam să am weekendurile dedicate doar CSGO-ului, că aveam două comunități de le promovam. Învârteam eu banii pe atunci. Bineînțeles, promovări cu tona, mai ales la servere CS și de 5M, câteva și la Minecraft și canal de YouTube și servere de Discord. Am cunoscut mulți oameni, mă știu și pe mine YouTuber mai mari. De exemplu, pe mine mă știe Rafael, că i-am donat odată de i-am făcut troll pe live și și-a aruncat căștile din urechi și a zis pe live următor că a văzut că i-a donat un băiat 6 urași și râdea copilul ăla cu gura până la urechi. Deși aveam vreo 12 ani pe atunci, nu prea se mai putea spune că eram copil, dar na, nu mai contează. A început să mă recunoască lumea pe stradă de vreo 2 ani, un an, 2 ani pe acolo și... Na, nu e greu să mă confunzi, mă rog, e foarte greu să mă confunzi, adică vezi pe cineva cu părul până la cur. Din spate zici că e vreo gagică și când vezi care e mustață te prinzi că e de fapt Ovidiu. Cam așa e la mine. Mă rog, sunt destul de mulți pletoși în București, inclusiv cei care mă salută pe mine pe stradă. Deci eu am pățit într-o singură zi, în timp mă oprește un curier, Glovo sau Uber Eats sau ce, pe ce era, cred că era Taz, că avea geanta verde și mi-a zis: tu ești Ovidiu? Da, salut, continuă cu live-urile că-mi plac. Și a plecat o mai departe, cred că se răcea ciorba sau ce căra el. Oricum, respect tipule că lucrezi, asta e cel mai important, să nu-ți fie rușine cu slujba ta. Și în aceea zi, câteva ore mai târziu, era un copil cu o femeie în parc, mă rog, adolescent, avea 17 ani, parcă puștiu, și mi-a zis: Ovidiu, Ovidiu, vorbeam la telefon. Mă întorc, văd că mă salută. Mă duc în sal, strâng mâna cu el, zic și o bună la fata de lângă el. Eu am zis că era gagică sa sau măsa. Mă rog, eu am zis că poate e gagică sa, că am zis femeie alea, să aveți grijă de el. Mă rog, era doar o rădă de lui. Și mi-a zis băiatul ăla, nu știu, cam până pe aici avea părul. Mi-a zis: bă, mulțumită ție, mi-am lăsat părul lung. Și eu, îmi pare că te-am influențat greșit. Am stricat o generație. Da, sunt destul de mulți oameni care îmi lasă comentarii și îi mai și întâlnesc pe stradă acum, care îmi spun: bă, tu m-ai motivat să-mi las părul lung. Deci ce pot spune? Eu chiar că am stricat o generație acum. Sunteți bărbați, purtați părul lung? Bă, sunteți în Europa des, doar popii și cu Iisus au dreptul să poarte părul lung ca și bărbați. Eu sunt o divinitate, deci îmi permit asta. Glumesc. Sunt oameni pe platforma asta care mă și urăsc. Nu să le dau nume și comunități de ale lor care mă detestă, că unii din păcate au comunități mai mari decât a mea, dar din fericire comunitățile nu sunt foarte unite, sunt vai de capul lor, dar sunt destui oameni care mă detestă și pe YouTube și alții care mă apreciază. Bahoi, deci legendarul Bahoi, mi-a donat pe live, nu doar că e abonat, mi-a și donat pe live odată. Bahoi, deci onoare pentru mine, cel care s-a aruncat de pe pod pe la Cernavodă sau de unde s-a aruncat de pe pod, e fan de-al meu, deci asta chiar îmi place, mă simt mândru. Din păcate, maestrul Traian ne-a părăsit și el, ca și vrut să îi fac o vizită dânsului. Na, când mi-am luat și o mașină, ca apoi să-mi fac și gagică, care să fie din județul Dâmbovița, de la maestru, ne-a părăsit. Ah, ce moftic. Cine mă mai știe așa?
99 Vehicles, am câștigat toată un tricou și un parfum de odorizant auto, încă mai am în mașină, chit că nu mai miroase. Da, deci vă știe și un om cu vreo 300.000 de abonați pe acolo, mișto. Omul ăla m-a ajutat mult să mă conving, să-mi dau seama ce mașină aș putea să-mi iau la bani așa strânși din YouTube peste vară. Mai sunt oameni mari care mă mai știu pe aici. Probabil că au mai dat și alții de clipurile mele. Sunt fer convins că sunt o grămadă care mă detestă. Mi-a mai spus unii, bă, vezi că a văzut unul pe un live de-al tău, o bucată într-un clip de-al tău și a zis că ești misogin. Mă rog, n-am văzut filmare sau secvență, deci nu știu ce să zic, nu cred până nu văd. În schimb, bucăți de ale mele de clipuri, fie shorts-uri, fie de pe TikTok sau top clipuri de pe YouTube, când au fost perioade cu scandaluri, au apărut și la alții pe stream, cum ar fi Haime sau Imogen, de exemplu clipul cu justițiarul, care cred că și el mă detestă dacă mă știe, deși știu că mi-a văzut și clipul în care am prezentat o bucată dintr-un video cu Felipe, care s-a dat de gol cu conturile. Mă rog, toți cei menționați, adineauri și cei nemenționați, vă mulțumesc că fie am colaborat, fie am avut bifuri, fie că vă apreciez sau mă detestați, sau ne detestăm reciproc, sau ne urmărim unii pe alții, mi-ați donat, m-ați urmărit, mi-ați dat like, dislike, fiecare dintre voi ați contribuit la canalul ăsta, inclusiv cei care intrați uneori să-mi dați dislike și mai ales haterul meu preferat, care cred că este și printre cei mai mari fanii mei, și anume Toxi. Cine e mai vei pe canal, sigur știe pe Toxi, care își făcea zilnic cont și îmi zicea deblochează-mă. Și mi-a dat și distrec să-l deblochez și tot așa. Și de final, avem și tricouri. Am vândut vreo două când le-am scos pe piață prin 2019 înainte de pandemie și nu și-a luat nimeni de atunci. Am și uitat de existența lor, aveți link-ul undeva la fundul descrierii. Și de asemenea, sunteți și pe Spotify, în caz că nu știați. Anul trecut un abonat, care este și membru și moderator, te salut Funtime, mi-a făcut piesă. Mi-a remixat o replică după un live și eu acum sunt și pe Spotify. Nu de ajuns că m-am mai trezit într-o zi, că a încercat unul să-mi spargă Twitter, Facebook, Instagram, n-a reușit. Că veneau e-mailurile cu cod să-mi resetez parola sau ceva de genul. Și în aceea zi mă trezesc că și-a făcut unul cont cu e-mailul meu, dar trebuia de ăsta de confirmare la fel că e e-mailul lui și mi-a venit mie mesaj. Și-a făcut cont pe Xvideos. Bă, și mi-era frică, bă. Și pune dreacul ăsta numele meu și pune clipuri cu alții care zic Daniela și zic după aia că-s eu de fapt. Deși nu e vocea, cine știe. Acum există și AI-ul, sunt cu totul alte chestii. Da, îmi pare rău dacă vă cheamă Daniela și ați auzit de Felipe. Bun, cam ăsta ar fi videoclipul. Sper că v-a plăcut. Și un mesaj de final pentru cei care vreți să vă apucați ar fi următorul. Vrei să te apuci de YouTube și ai peste 15-16 ani, YouTube, TikTok pe acolo, sau dacă ai sub 15 ani, ești mai dezvoltat, ai vocea mai groasă, ai carismă, trecu să aude pe aici, cred că am fantome în casă, și așa mai departe, apucă-te, că n-ai nimic de pierdut. Vrei să-ți lași părul lung, lasă-l lung. Dacă vor profesorii să te tunzi, fă circ, cheamă televiziunea, cheamă-mi pe mine să fac vlog, îi facem noi de râs. Și încă un mesaj pentru ca așa de încheiere. Să le mulțumesc câtorva oameni care m-au influențat în atitudine, glume, stil de editat, de a filma, stil de conținut. Ați prins voi ideea. Deci, printre oamenii care m-au influențat cel mai mult la capitolul editat și făcut vloguri, categoric Dani Penet și cu Codrin Bradea. La ei m-am uitat cel mai mult, am tot respectul meu. Codrin e sănătos, bine, mersi, dar gras în continuare, deci probabil o să... deja are colesterolul imens, mărit, și probabil și ficatul pateu că e bețiv. Bă, bețivule, mai lasă dracu băutura. Ce dracu, postezi doar de 3 ori pe lună că rămâi fără bani de bere, așa. Și fă și tu concert la București totuși, vină și tu cu bazuca la București. Stau și eu în București, nu vii și tu să cânti. Am fost la Slipknot și la bazuca, nu? Păi ce înseamnă asta? Ok, și celălalt menționat, și anume un om care ne-a părăsit din păcate la o vârstă la care alții maxim divorțează pentru a doua oară,
Dani Penet m-a influențat foarte mult în stilul său de a edita și atitudine. Și glume luate de la el, mai ales că l-am și cunoscut pe Discord. Urma să ieșim la o bere, dar a părăsit serverul. Asta e. Dănuțule, sper că acolo sus sau jos, dacă există, te distrezi, ai parte de gagici cu crash la metru și vodka la tonă, la tonă. Și pe partea de gaming, pentru că și pe partea de gaming am fost influențat, un alt om cu care am colaborat și trebuia menționat până acum, nu știu dacă are timp să se uite că e cam ocupat, te salut dacă vezi asta, GeoGeo96 sau Super Geo sau cum îl cheamă acum, Axum, multe jocuri pe la începuturi, când avea primele sale canale, că și el își schimbă canalele mai des decât îmi schimb eu chiloții și asta spune multe despre mine, multe jocuri m-am inspirat de la el, la el am văzut și programe bune de editat, cum ar fi CyberLink pe care îl folosesc și acum, bine, o folosesc și Camtasia, depinde de necesitățile mele ce trebuie să editez. Și da, pe partea de gaming și ce jocuri să iau și cum să fac live-urile, m-am inspirat mult de la el. M-a influențat destul de mult și mă bucur că am colaborat și cu el. Și el e bine, sănătos în continuare. Poate ieși și eu cu el la o bere. Dar probabil e cu mașina și nu o să bea. Eu pot să merg cu metrou sau chiar și pe jos, că e mai sănătos. Și bineînțeles, maestrul Traian, care mi-a deschis ochii cu multe perspective legate de viață și el ne-a părăsit, a trecut în neființă. Sper că măcar are 11 bile sau 111 bile. Și cam ăsta a fost videoclipul. Probabil în acest moment pregătesc un live, un live în care nu știu ce o să fac. Probabil aștept să-mi dați și voi de o bere ceva în cinstea celor 8 ani de YouTube. Pe lângă toate astea, ne vom auzi cu bine de mâine continuare, fie că am și eu o relație, locuiesc la București, merg la Scârbici, etc, mai ies prin oraș, eu n-o să uit niciodată de unde am plecat, și anume stând pe scaun și vorbind singur în fața monitorului. Pe data viitoare tuturor, ciao les!